Asta înseamnă chiar și un rezultat de egalitate. Cred că n-ar fi o tragedie, din contră, ar fi un rezultat bun pentru noi. Aflat de mai multe ori pe lista lui Becali, Grigoraș nu visează la o dublă victorie în fața Stelei. În turii a bătut pe Roși Albaștri cu 2-1 la Ploiești, dar acum ar fi bucuros și cu un egal. Remiza nu le convine însă de fel steliștilor. Suntem ieșiți din calcule la titlu, dacă nu batem la Târgu Jiu, a anunțat ferm noul și vechiul manager din Ghencea, Meme Stoica. Cu Stoichiță pe bancă și cu Meme în lojă, Steaua atacă Reduta Pandurilor în formulă complet schimbată. Normal că, așa cum au și declarat ei, acum cu noua schimbare la nivel de conducere tehnică, la administrativă, mă dați seama că toate tunurile sunt îndreptate asupra meciului cu Pandurii. Un eventual eșec sau semi-eșec îi poate scoate din lupta pentru titlu. Stai periculoasă oricum, și cu antrenori și fără antrenori. Oricine ar sta pe bancă, au jucători foarte buni. Cum spunea și domnul Becare, nu a luat crema fotbalului românesc, să zic așa. Venirea Stelei la Târgu Jiu ar putea umple stadionul. În primăvara trecută, steliștii au strâns 20.000 de oameni la Severin. Acum Pandurii au pus în vânzare doar 2.500 de bilete. Restul sunt pentru abonați. Casele de bilete se deschid mâine la ora 9, iar tichetele costă între 15 lei la peluze și 25 de lei la tribuna 0. Rămâne de văzut care va fi proporția de fani ai celor două echipe. Sperăm că virgulă cu noi, nu? Jucăm acasă, iar raportul lor este foarte important. Am demonstrat în atâtea rânduri că avem nevoie de ei și sperăm să vină un număr cât mai mare la stadion. Va fi cu Steaua? Să nu plece de dezamăgiți. Vă așteptați la un stadion alb, alb sau roșu-albastru? Cred că o să fie alb, roșu-albastru. Meciul dintre Pandurii și Steaua se joacă sâmbătă seara de la ora 21:30.